Salut! Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Am spus că o să fac pe un server nou. O să încep o să o iau de la început pe un server nou. Ceea ce am și făcut. Sunt pe un server nou. Dacă ne uităm, apăsăm M, apăsăm World Map. Veți observa că nu avem niciun nimic aici. Da? Avem doar dinghiul ăsta pe care l-am construit mai devreme, însă n-am putut să prezint, să pun video pentru că nu avea calitate. Avea drop frame și așa mai departe. Și atunci am decis să nu-l pun. Și o să facem pe asta. Unde? Astăzi o să facem deja un dinghy de ăsta ai, Pancio, ca să încheiem subiectul. Dacă faci, urmărești quest-ul de la început, de acolo, din zona aia albă, unde nu poți să te mai întorci, când ajungi aici, o să ai deja un dinghy. Pentru că asta îți face. Te trimite într-o zonă de asta și te învață să faci dinghy. Trebuie să faci din quest-ul ăla principal, unde, între ghilimele, te învață jocul. Da? Deci nu sunt foarte avansat, nu am unelte de tot așa le vezi, deci nu are niciun rost să mai ne întoarcem acolo. Bun. Care este ținta noastră de astăzi? Ținta noastră de astăzi este felul următor. Să schimbăm aripile astea mari, că ne văd ăștia la 3 km, să facem aripi mici. Da? Și să terminăm upgrade-urile de tier 1. Relativ. Vedem imediat. Ia să ne uităm ce avem nevoie pentru upgrade-urile de tier 1. Am făcut ceva upgrade-uri pe care... da, deci am făcut upgrade-ul pentru gear, am făcut ăsta pentru cargo, water și... Hitch ăsta e ăla de... Și mai trebuie să facem armură, mobility și torque. Da? Și avem așa. Pentru armură ne trebuie hide. Ne mai trebuie 3 hide și stone. Mobility, mai avem nevoie de wood shaft pe care putem să-l craftăm. Palm leaves, îl luăm de la palmieri ăștia. Și torque trebuie să facem rope. Probabil că o să facem, o să ajungem la final. Hai să luăm frunze de palmier de la asta, de aici. Luăm frunzele de palmier. Și pentru primul upgrade. Mai luăm și niște lemn între timp. Totul bine și frumos. Inventory full. Inventory full. De ce? Pentru că n-am pus în storage ce trebuia să punem. Am luat niște bone-uri și nu le-am pus. Ia uite, pac, avem un stack de bones. Foarte important ăsta cu bones. O să ai nevoie de bones peste tot. Ăsta, rupul pelt, îl punem aici. O să ne trebuiască și ăla, dar... Așa, ăsta iarăși e prețios. Lem. Putem să folosim și storage-ul ăsta din mașina asta de craftat. Bun, deci avem pentru... Hai să facem ăsta, că tot avem palmier leaves, wood shaft și wood. Ca să facem wood shaft, ne ducem la asta aici în față. Are deja, de la are nevoie de lemn. Și luăm lemnul ăsta de aici. Îl punem aici și zicem. Parcă 15 trebuie. Facem 30. Așa. Palmier leaves avem. Parcă zicea că e în regulă. Da. Wood shaft ne face 15. Trebuie să mai facem rost de 15 wood hide. Și atunci o să mergem în mainland acum. Uite acolo. După aia probabil că o să coborăm aici, la lacul ăsta, să facem rope
facem din papură de aia, că altfel trebuie să strângem o grămadă de... de fiber. Și așa trebuie să strângem fiber pentru... fiber wave, da? A, trebuie să îi dăm drumul la foc să ne facă niște apă. Avem, avem de făcut asta. Deci, planul principal e să ne terminăm upgrade-urile la tier 1 și să schimbăm mare bine pentru episodul ăsta. Foarte încet. Nu se compară cu stiletul. Da. Și încă o dată, dacă sunteți interesați, aveți acolo la... ați văzut mapa, numele. Join. Dacă nu vă descurcați, băgați acolo în comentarii și puteți să dați join. Ne vorbim prin comentarii acolo pe YouTube și puteți da join. Și uite un de la mic. Hai să luăm unul. Să nu apucăm mai mult ăla. Bam! Asta e, am luat haidu. Avem haid. Să mergem mai aproape de land. Pământ. Așa. Băi, m-am dus prea mult, trebuia să mă întorc un pic înapoi. Eu vreau să intru acolo. Asta e ideea. Să facem rob. Bun. Hai să punem, cred că am luat și cactus. Am cactus. Să facem niște apă. Și atunci punem, uite, aloe vera asta. Îi dăm cancel. Asta că face 120 de crafturi. Bun. Acum. Asta are nevoie de lemn, nu? Am niște lemn de aici pentru foc. Avem nevoie de apă pentru noi și apă pentru respawn. În cazul în care suntem atacați de cineva, să nu facem și noi respawn. Măcar să avem o șansă. Să-i, dacă nu putem să-i batem, măcar să-i enervăm. Zic. Știți voi, să omoară ce capraveciu. Bun. Eu cred că avem suficient lemn, o să pun de pe 50. Da. Bine, jumate din stack. Așa, să ne facă apă. Bun, ia jumate. Ăla-i. Bun, și acum am rezolvat-o cu apa. Odată. Am tot mai mult. Ce aveam nevoie pentru upgrade? Verificăm din nou. 6. Mai trebuie o daia mică. Ah, ba nu, stai că am un storage. Ei, te vezi? O ducea mai urea. Bun. Deci pentru armură mai avem nevoie decât de stone. Pe care îl obținem foarte ușor. Uite cu pickaxe-ul ăsta. Și uite, avem... Bine, mă, Barosane, vină cu aia să ne bate dacă tot faci gălăgie acolo. Ai văzut? Dacă te iei un pic în gură, că el imediat fuge. Trebuie să fii tare în gură. Altfel nu. Dacă m-am dat jos din corcoduș. Și l-am... l-am pus la punct. Așa, bă, nu mai țin minte că piatra aia, nu era mai tot.
Hai să... Asta dă târcoale, fii atent. Gen, da, așa până când ești nepregătit. Și când ești nepregătit, atunci te atacă. Așa. Upgrade, ia uite, l-a mers. Ha! Am făcut... Upgrade la tier 1. Și mai acum la mobility. La mobility le trebuie woodshaft, pe care deja l-am pus acolo. Ăsta mai face, face. Mai hai să mai adunăm niște lemn, mergem mai în față un pic. Avem copacul ăla. Mai adună niște lemn. Woodshaft-ul cred că e gata deja, dar... Hai să... O să trebuiască să adunăm și fiber pentru fiber wave. Și asta e. Ia. Open storage, upgrade. Doar wood și aftul parcă mai lipsește. Avem 20, e bine și așa. Noi avem nevoie decât de 15. Și am făcut și mobility. Perfect. Pentru torc avem nevoie de rope, wood shaft și wood. Și hai să facem. Pentru aripi o să avem nevoie de 45 cu 45. O să avem nevoie de 90 de... de ăsta, știu eu, de fiber wave. Și atunci facem mai, îi dăm așa și îi dăm 90, pa, 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 pa. 90, perfect. Și acum, punem un shaft-ul ăsta aici. Punem hide-ul, că nu mai avem nevoie de el. Palmier Leaf o să ne trebuiască la următorul upgrade pe care o să-l facem într-un alt episod, nu asta, da? Pentru că avem nevoie de mai mult, trebuie să facem și un alt table și... Și acum hai să facem alea, 90 de wood, nu, fiber wave, fiber wave, da? Alea sunt. Le facem pe alea 90, după care mergem și facem... rope și am terminat cu upgrade-urile. Putem să facem și aripile în timp, în timpul în care noi ne deplasăm către locația unde luăm să facem rope, o să se facă fiber wave și câștigăm timp așa. Eficiență, dom'le, nu te încurci. Bun. Hai să... Stai, fii atent, fii atent, ăsta direct la mine, ia uite. Ui, ui, uite, stai. Hai, mă, ce? Na. Ia, vorbim bine. A, ce bine, ia uite, ne-a mai dat niște fiber de-asta. Ideea e că ai văzut, am primit 4 fiber-uri, dar nu primim mereu. E trist. Dacă ne dădea mereu, ne ducea și vâna pe fraierii ăștia. Și atunci... Termina mai repede, da? Asta e, noroc de neșansă, ce să ai, nu poți să le ai pe toate. Adică o să ne dea rupupel, rupupel și gen două bețe, două wood shaft, da? Sau cam așa o să fie. Ia să vedem. Mai avem nevoie de aud. Mai nevoie de ceva aud. Ceea ce cred că o să urc, uite acolo sus, să iau aud. Diferența. Păi sper să mai ajungă. Deci ca să fac 100 de fiber wave de ăla, trebuia
1500 de fiber. Aha, ce mă bucur, am inventory full. Pentru că avem nevoie de 15 fiber normal și 5 wood. Parcă așa era. Da, 15 fiber și 2 wood. Aia e mai bine. Să facem așa, uite, una, două, trei, patru. Nu, pe asta și cu asta și punem aici. Ia, mai am open storage, perfect, mai am un slot. Și punem asta aici ca să nu... Eu zic că putem să aruncăm axul ăsta, că nu mai avem nevoie de el. Echipăm astea și ne facem mai mult slot. Spațiu. Hai să craftez un alt ax de ăsta. Shaft, fiber wave și bone splinter. Vedeți? De asta le-am pus acolo, știam? Știam! M-am fățuit aiurea, deci puteam să verific de la început. Asta e. Nu poți să le ai pe toate, încă o dată. Și mai faci un... Perfect, două de astea. Unul îl punem aici. Și unul pot să-l pun, uite aici, upgrade, unde ești, cargo. Și pun unul aici. Și unul de aici îl pun aici. A, uite, l-a reparat pe ăla, perfect. Asta a fost. Și acum avem un ax ăla de rezervă. Dacă îl stricăm pe ăsta, suntem relativ safe. Bun, hai să avem nevoie de pentru 100 de fiber wave, 200 de wood. Fiber. Îmi gândesc și cu voce tare, de asta... Deci luăm repede 200 de wood, îl punem acolo să ne luăm de o grijă. După aia punem fiber-ul și după ce am băgat spotul ăsta, plecăm să, la papuri acolo jos să facem ăla, stricăm aripioarele astea și le punem pe celelalte noi. Cele mici. Câștigăm viteză. Așa. Aproape-i gata. Aproape-i gata. Dai. Bă, n-ai văzut, nu, n-ai văzut. 1150. Încă nițeluș. Băi, deci ăsta e al treilea video pe care îl fac. Dacă nici acum nu funcționează și tot așa pierde frame rate-ul, o să vedem. Hai să mai luăm niște fibre dacă tot suntem aici pe vârf de munte. Mai e loc. Avem loc. Deci să mai fac și o seceră de asta. Aproape am terminat. Și dau pac pac, pe mă duc imediat, intru acolo, adun doar. Sper să nu mai găsim încă o bază. Am făcut scout mai devreme, dar n-am făcut la toată mapa. Deci aici unde o să mergem, nu știu dacă sunt player sau nu. Vom vedea. Oricum, mapa se pare că e super liniștită, deci... Nu am... Am văzut eu că au distrus ei vreo 2-3 de astea, dar... Nu cred că au fost playeri. Adevărat, au fost nubi. Dacă s-a stricat. Nu e nimic.
Hai să strângem copacul ăsta. Ne terminăm și noi la 200. Ce ziceam? A, avem 200, gata, numai. Bun. Avem 200 de wood pentru ăla. Fibra asta care am mai luat-o, o să ai dăm să facă fiber wave. Și o să stricăm o aripă. O să ne dea și ăsta materiale înapoi. Și s-o, o să vă... Haide mă, nene! Trebuie să fac aia de jumping, da. Așa. Acum a zis că folosim materiale. Deci pune wood. Wood. Și fibra aici. 1, 2, 5. Asta înseamnă ceva. Nu mai stau să calculez acum. Hai să vedem, să mai facem o de-asta. Tools. O de-asta ne trebuie și a Fiberstone. Fiberstone. 22 fiber. Aici ceva. Ia din fibra asta. Așa nu o să termine încă. Da, uite, mai aveam aici. Iau și asta. Și stone. Am și un storage stone sau? Da, de ce aș avea, nu? De ce să ai când trebuie să minezi? Băi, dacă mă atacă pisică ăla. Hai, mânică. Echipează asta dacă... Pisică, stai acolo. Nu fac azi. Nu, iau niște piatră de asta. Nici nu știu cât trebuie, da? Ia uite ce de piatră, da. Așa pisică, stai jos. Și dacă dau că acum, pac, ia uite. Bravo, domne, am făcut 3, vezi? Și acum două le pun acolo. Îmi fac, am depozit. Uite așa, open storage. Bac, le-am pus aici și de aici, îi dau echip. Asta le iau de aici. A, uite mă, mi-a pus ăsta aici. E problemă, uite. Și acum îl iau pe ăsta de aici, îl pun în inventar, ăsta îl iau și îl pun peste hub. Gata. Am scăpat de ăla, mi-a dat slotul. Așa, l-am pus ăsta să strâng fiber, hai să mai strânge fiber. Aici. Ăla face acolo fiber wave, plus ce mai distrug, mai iau din ăsta. Nu ne dă mult înapoi, că ne dă gen jumate din materialul pe care l-am folosit și... Ăla folosi, cred că, 15 fiber wave. Deci nu o să ne dă 7 sau 10, nu mai țin minte când ne dă. Când distrugem aripa aia, pe care o avem deja. Dacă strâng tot ăsta, eu zic că sunt mulțumit. O să, dacă mai trebuie, o să mai iau din de acolo, din de lângă lac. Cred că și acolo o să găsesc niște fibre. Oricum o să avem nevoie de, o să facem rope, o să-l facem la aceeași masă. Și am strâns astea. Păi, aparent, serverul e safe. Nu suntem atacați de nimeni. Cred că, dacă avansez suficient de repede, aș putea să dau și claim. Să fie solo player claim server. Da, vom vedea. Tum.
Așa. Ia să vedem. Open. Nu aici, aici. Punem și diferența. Avem 34. Și... ce am pus aici? Și ce? Hai să mergem la... la acolo. Oricum mai avem multă fibră pe aici. Puteți să mai luăm pe aia din față și... vedem după dacă... dacă situația cere, ne vom conforma. Hai să iau pasă de aici, că mi se pare că e multă într-un singur loc. Ceea ce e foarte bine. Și cred că dacă iau toată asta, nu o să mai fie nevoie. Așa. Oricum se face destul de repede. Durează ceva să facem toate astea. Dar încă o dată, dacă aveam pe cineva să crești puterea de harvest la dublu, mergea mult mai bine, dar asta e. Nu poți să le ai pe toate. Merge și așa. Hai mai mulți, iavim, că mai dai și tu niște fiber wave. Băi, ai zis că dai de sus, băi, de ce ai dat din lateral? Na, că ți-am dat-o eu. Vedeți, nu era, ne-a dat altceva. Dacă ne dea fiber wave, eram prietenos, dar... ce să faci? Hai să ne dăm bandaj. Dă-mi bandaj. Așa. Să avem full HP. Dacă ne atacă ăștia, măcar să avem și noi o șansă. Bine, eu am ceva damage aici. Dacă îi dau o bucată, chiar cu unealta asta de level mic. Dar asta e. Hai să vedem. Ne-am făcut frumos ăsta. Ia să vedem. Bă, eu cred că e suficient. Suficient. Da, asta. Cum îi spune? Fibra. Ia să vedem. Dacă e și pe asta, avem 58. O, păi cred că pot să și schimb aripa. Ia să vedem. Mai țin minte ce trebuia să ia. Dacă îi dăm așa build, îi dăm disable și mă uit la aripa asta. Păi zice că e lag, băi, nu vreau lag, băi, disable wings, ăsta. Pac. Și acum îi dau build, walker part, îi dau small wing și zic pac. Și acum dacă zice așa, 45 de fiber wave. O, da, de 10 rop foarte tare, nu? Asta m-am gândit și eu. Bine că am făcut, am distrus de cât una, ne-am distrus cam două. Hai să mergem. Am uitat rețeta și trebuie să mergem neapărat să luăm rop. Nu avem nicio șansă. Nu putem. Fără rop. Hai. Vezi distracția acum. O să fim atacați de White Walker. Păi, pare... ok, ia uite, toată asta aici. Avem o grămadă de oase de lat. O să ne întoarcem după ce terminăm cu... upgrade-urile și... uite, vezi? Mai bine că am distrus decât una. Altfel nu mai putea să meargă asta. Fără aripi nu funcționează. Hai că nu e departe. Zice 20 de rope. Asta înseamnă
160 de captain de ăla. 160 de captain. Sper să nu fie vreun player taman aici. Taman acum. Deci vadă de treaba lui. Uite că am ajuns la lac. Păi, pare ok. Hai să luăm cartel de ăsta. Era sigur că o să ne apuci. Da, mă. Hai, mersi. Ia, cât avem? 60. Mă duc să mai iau, că o să se strice asta. Mă întorc înapoi. O să se strice asta, plus ca să pun tot... Dacă tot te-ai oprit, ia și fă niște rob. 70 și... Îți mai dau, uite, ia de aici să termin cu ăla. Poate apuci și faci 20-40 rob. A, și mai trebuie 10 și pentru upgrade-ul ăla. 80. Și ce? Uite, avem deja 90. Le pun aici. Să fie safe. Și după ce faci rupul, am zis că iau, m-am întors pentru, după secere, da? Nu le vreau pe amândouă, vreau decât una. Punem ăsta aici. Lemnul îl punem aici. N-avem nevoie de el acum. Uite, iar vine altă maimuță de la. Altă maimuță de aia. Altă maimuță de la. Hai, mă! Na, că ți-am dat. Și acum trebuie să dau bandaj, o să mai apară altul. 100% apare altul. Păi, ce inspirat a fost. O să facem... cealaltă secere. Însă acum o să lucrăm cu asta. Să facem upgrade-ul. Sper să am. Deci am zis că trebuie 160. 40. Dacă iar vine. Ce v-am zis că vine iar ăsta? Da, bă, schimbă! Bandaj, că iar o să ne atace. Da, zona asta e special. Atacă rupul ăsta White Walker într-un. Uite, și aia au un satul la acolo o grămadă de asta. De papură, da.
Hai, lăsați bezi, că nu, nu ne dăm la bătaie. Voi sunteți mai mulți, eu sunt singur. Putem să fim și prieteni, dacă... Da, mă, da, uite câtă papură au acolo. Asta e, hai să vedem cât... De asta avem, nu ne interesează, să facem așa 100... Băi, cred că... Am avut 40 mai devreme, sau 60, nu mai țin minte. Și ce avem acum, cred că... Aia, oricum, mi se pare că cere 2 rob. Ia să vedem. Avem 7 rob, 4 de-astea. Punem chiar axelul ăsta aici. Și cu ăsta. Asta mai trebuie fibră, 4 de-alea. Hai mă, că suntem în regulă. Deci ăla vrea 10 rob pe wing. Și noi avem, cred că a făcut asta 10, 8, mai trebuie, trebuie să așteptăm. 20 de rob, trebuie să mai strâng niște de asta. Ce zice ăsta pe cer? Nu. Da. Deci mă duc să mai strâng niște... A, wood shaft-uri. Da, 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 da. Hai, ia... Câte de-astea? 45, 12... Am 9 wood shaft-uri aici. Aici nu mai am. Lasă că le pun pe astea de stachez. Rupupel cu rupupel aici. Hai să facem niște woodshaft-uri. Deci înseamnă, până se mai respawnează papură ăla. Mai luăm niște wood și fibră. Aici nu e niște wood shaft-uri. Deci wood shaft-urile trebuia cam 40, nu? 5 wood pentru un wood shaft. Cred că 200 wood ar trebui să avem. Și 100 fiber și aia. Uite că aveam și aici de asta, dar n-am știut dacă n-am făcut scout la map. Ca să văd fiecare zonă ce resurse are. Puteam foarte ușor să venim aici și gen farmam rope-ul de la început, nu mai pierdeam timpul pe acolo până am fost. Bine, eram și în atac, uite cum ne atac ăștia. Non-stop, non-stop. Ai mersi, dă ult și-a. De unde ești tu ca să-mi trebuie? Hai că e bine. Se pune și ceață. Na, mă, că uite, vine iar. Doar ce l-am bătut pe ăla. Așa, și dă-ți bandai să vezi ce mă dă. Din trei bucăți m-a dat jos, că n-am avut armură. Doar pentru că am dat bandajul ăla și n-am... Nu pot să-i dai întrerupt. Așa se face, până nu te omoară de două ori, ți-i spawnează într-una. Uite, și acum stă acolo și așteaptă. Și cum o spawnezi, iar vine. Uite, vezi?
Na, că ți-am dat. Ceva special. Și nici n-am apă în ăsta. Să mă spawnez, cred. Da, uite, hai că trebuie să fac apă. Uite, n-aveam, aveam 17, nu puteam să mă spawnez exact aici. Mă spawna undeva pe deal. Hai să pun apa asta aici. Perfect. Și pe asta. Așa. Pe asta. Acum pot să mă spawnez de 4 ori. Gata, bă, stăm de vorbă. O să vă spanez și eu, că dacă mă moară ăsta... Hai să luăm și apă în inventar. Avem 21 de rob. Nu mai avem nevoie. Cel puțin acum. Ziceam 200 de woodshaft, dar ne-au mai dat ăștia. Plus ce mai avem noi aici. Așa... Dacă vreau să craftez asta, ne trebuie așa, woodshaft rope. 5, 7. Ne facem asta, mergi. Așa. Avem 22 rope. 9, 16, 4, a, uite, e fiberul ăla. Da. Perfect. Și acum 6, tot trebuie să mai craftez. La naiba. Deci ce mai trebuie, mă? Ai wood? De ce nu? A, nu mai craftez. Nu mai... Da. Ia și lemnul ăsta. Și fiber. Nu mai e aici. N-are nimic, lasă că mă duc să iau. Uite, îmi dă fibra de asta de 36. Îmi oprește, blochează inventarul. N-am nevoie acum de asta, dar am nevoie de basic. Asta e. E bine și așa. Ăla e, ăla e. Bun. Cred că o să fie suficient. Ia să vedem cât roba ne trebuie pentru upgrade-ul ăla și am terminat ce am avut planificat. Ia, uitați-vă, mă, că a venit iar. Păi a ținut bloc. De ce dai dacă țin bloc? Ia uite, mă, iar m-a dat jos. Iară să duce până mai acolo, iară să întoarce când sunt gata să-mi dau revive. Uite, stă acolo. Și pe aia când sunt aproape gata să dau revive, să întoarce înapoi.
Ce v-am zis? Ca să mă moare. Noroc că mi-am făcut respawn-urile. În sfârșit, aproape am terminat, deci sunt mulțumit. Dacă nu ai armură, așa se întâmplă. Dacă aveam armură, îl băteam de 100 de ori. Păi ce faci, mă, acum? Stai acolo. Hai, vino. Na. Dacă stai aici. Echip. Mai stai aici. Hai, mersi. Păi nu putem să facem treaba asta. O să spuneți, păi ce ai făcut? Ai aruncat ăla? Nu l-am aruncat. Era la derută. Ia. Aici. Bă, parcă erau 20 de alea. Îi dau așa B. Îi dau disable. Parcă wing, bam. I-am dat la picior. Care erau șansele? Da. I-a făcut treaba. Ia, craft, mai trebuie woodshaft. Ăla-i. Și acum, dacă trebuie să fac și picioarele. Bă, da, ești ceva. Mergem să fac leg. Nu merge că nu le-am învățat. Facem astea, normal. Și ce trebuie să... Wood shaft, wood. Mai trebuie wood. Iară vine orbete asta. Uite, mă, dă de sus. Și după aia dă la lateral. Mai trebuie wood. Ia mă, ce pici ăștia. E, da. Așa se pare. Păi, treaba e că am terminat cu aripile. Am stricat piciorul în proces, asta e altă treabă. Na. Uite, gata, l-am reparat. Ca să facem următorul upgrade, avem nevoie de wood, rope, avem două din trei, deci mai, dacă ne mai facem un rope, ăla e perfect. Shaft-uri 8. Avem 12. Rope. Știi ce? Mă duc să-ți mai adun niște de-aia, că mai era niște chetele la pe aici. Uite, nu ăsta. Ăsta. Hai. Nu trebuie mult. Și am terminat tot ce ne-am propus. Am zis upgrade-ul la level 1. Ia uite, altă maimuță. E ceva de speriat ăsta. Upgrade. Hai, mersi.
nu vine după mine. Deci am făcut upgrade-ul la level 1 și am schimbat aripile. Am îndeplinit condițiile pentru acest episod. Bine, o să le îndeplinim imediat. În următorul episod, dar probabil că o să mă duc să mai farmez eu, înainte să fac episodul, o să farmez fără să înregistrez. Că durează mult prea mult să strângi toate resursele astea și e plictisitor așa să te uiți cum adună resurse. Ia uite-l mă că vine mă. Du-te, duce-te. Așa. Și să facem rope-ul ăla, hai, bagă repede. Faci tu aici doi rope. Și ce-ți mai trebuia, mă, lemn? Da, lemn. Hai să luăm și lemnul ăla. Și gata. Pentru acest episod. Da, și cum spuneam, o să... Probabil că o să trebuiască să farmez eu... Fără să înregistrez. Și după aia o să fac decât build-ul, că dacă stăm așa să... Pentru fiecare... Am vrut să fie ăsta la început, gen să vezi așa cam cât durează și să nu... Uite, o fac 45 din 45. E bine că e de la de tier mare, asta înseamnă că pot să fac table-uri de-alea bune. În zona bună aici, o să zic. Așa. Și probabil că o să gen, nu o să mai filmez tot progresul, o să fac o să fac videouri doar pentru alea importante, gen când o să construiesc următorul Walker. Dacă se întâmplă ceva gen, nu știu, mă bat cu unii sau ceva de genul ăsta. Adică să fie așa. Că n-are rost să... Că de farmat, vedeți, sunt și alții care fac video-uri cu farmat. Și gata, torc! Perfect! În episodul următor o să facem un alt Walker. În prealabil probabil că o să strâng eu resurse ca să avem să facem Walker-ul. Hai că îi dau leave lobby ca să așa. O să facem un alt Walker și ne facem și noi începem să ne facem o bază, ceva, nu? Atunci vă salut și ne vedem chestie. Subscribe, clopoțel, știți voi de alea ca să ridici și YouTube-ul ăla mai sus. Să mă vadă și pe mine lumea. Acum să sub apă cum ar veni și să ieși eu măcar la suprafață. Nu trebuie să fiu pe primul loc, dar să fiu acolo, știi? Să nu mă nec, ca să zic așa. Bine, hai că vă salut și ne vedem în următorul.